Republica Moldova și în peste 50 de țări se sărbătorește astăzi Ziua Internațională a Copiilor. Evenimentul înseamnă bucurie pentru cei mici, distracție cât cuprinde jocuri, dulciuri și activități tematice. Startul acestora a fost dat de dimineață în localitățile țării, dar și în capitală, pe parcursul întregii zile. Micuții au avut ocazia să admire expoziții tematice, să viziteze gratuit grădina zoologică și să petreacă timpul vesel. La primele ore ale dimineții, zeci de copii împreună cu părinții lor au mers la grădina zoologică din Chișinău, cu acces liber pe parcursul întregii zile. După ce au admirat viețuitoarele menageriei, puștii s-au declarat impresionați de cele văzute. Mi-a plăcut pe unul leopardul, vulturul și pe unul și îmi place ziua de azi, fiindcă e ziua copiilor. Îmi plac toatele mănunțele, râsul tăt, mi-a plăcut șarpele. Și părinții spun că s-au ales cu emoții pozitive de la plimbare. Foarte frumos, o zi bună, cum, ziua e bună, nu-i ploioasă, păsările, animale interesante, mai mult pentru copii. Astăzi petrecem cu copiii timpul, am hotărât să venim la grădina zoologică, că aici copiii sunt foarte entuziasmați și petrecem cu ei, astăzi e ziua copiilor. Distracția a fost și în alte localități din capitală. De ziua copiilor, în fața Parlamentului au fost expuse două mașini produse în anii 1987-1989, care i-au transportat cândva pe foștii președinți Petru Lucinschi și Mircea Snegur. Cei mici au ținut și ei să vadă cum se stă într-un automobil prezidențial, așa că nu au ezitat să intre în interior. Я был в машинах, и там было очень классно. Очень классно. Да вот садитесь, повезу куда хотите, садитесь сюда. Вы мои пассажиры. Ты будешь водителем? Конечно. И бабушка моя пассажирка. Все, давай. Мне нравится часто машина, там фатсия и фрумаса. Nu doar copiii au rămas impresionați de expoziție, adulții spun că sunt onorați că au putut vedea îndeaproape mașinile de epocă din Parlament. E interesant pentru copii să vadă cum a fost în trecutul, ce mașini au avut președintele și interesant. Cred că și în viitor să aibă așa distracții pentru copii și pentru părinții, ca să petreacă timp împreună, foarte bun. Alături de cei mici, lângă automobilele foștilor șefi de stat, l-am găsit și pe președintele Parlamentului, Igor Grosu. Am zis să facem ceva mai deosebit, mai interactiv și am invitat copii, am invitat părinții, am scos de la adăpost mașinile de epocă și încercăm să facem atmosferă. Cu prilejul zilei de 1 iunie, puștii au fost felicitați de președintele Maia Sandu, care le-a urat copilărie fericită. Totodată, șeful statului a anunțat despre elaborarea de către guvern a Programului Național de Protecție a Copilului 2022-2026, care va fi lansat miercuri și care prevede măsuri pentru reducerea sărăciei, toleranță zero față de violență, integrarea copiilor instituționalizați în familii și atenuarea efectelor migrației părinților asupra copiilor. Tot de 1 iunie, premierul Natalia Gavrilița a participat la un marș organizat de tinerii din PAS, la finalul căruia a anunțat că executivul urmează să adopte un program care îi va ajuta pe tineri în afaceri. Marșul pe care trebuie să-l trecem împreună ca stat pentru a oferi șanse mai bune tinerilor abia începe. Astăzi, în ședința Guvernului, vom aproba programul Start pentru tineri, un program pentru tineri care vor să-și creeze afaceri. În cadrul acestui program va fi acordat suport financiar pentru afacerile pornite de tineri. Datele Biroului Național de Statistică arată că la începutul anului 2022 numărul minorilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 17 ani în Moldova a constituit 559,4 mii, sau 21,5% din numărul total al populației cu reședință obișnuită. Despre o zi din an dedicată copiilor, dar și drepturilor celor mici, s-a vorbit prima dată în 1925 la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor de la Geneva și la care a fost adoptată declarația pentru protecția copilului.